Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea online story. Astăzi vorbim despre luptele în cușcă. Dacă în urmă cu două săptămâni l-am avut aici invitat pe Ian Custerp, cel care pe 10 mai va avea o dispută extrem de interesantă cu invitatul meu de astăzi, acum am hotărât să facem meciul aici, la noi în studio, dar doar cu cealaltă parte. Cealaltă parte nu a venit singură, a venit cu ajutoare, cu un prieten vechi de-al meu și cu fratele lui. Ovidiu Neveu astăzi alături de mine. Bună, Ovidiu! Bună ziua, doamna Cornelia! Așa, să fii mai puternic și o să te rog să spui tare la microfon. Bună ziua, doamna Cornelia, e ok așa? Este perfect, e perfect. Florin Stănică, unul dintre organizatorii galei RXF Star Edition aici. Bună ziua, bine v-am găsit și o să fie un show incendiar. Mă bucur foarte tare. Spuneam atunci când am prezentat la început ce am eu aici în studio, că am un prieten. Florin este un vechi prieten de-al meu și organizează niște gale extraordinare, așa că în 10 mai vreau să fiți ori cu ochii pe această gală, ori să fiți prezenți la fața locului. Mai am un invitat, un invitat care se apropie mai mult de ceea ce vedeți dumneavoastră aici la mine în studio de ani de zile, de un show pe care l-ați îndrăgit foarte mult. Sergio a participat la un show matrimonial la Istanbul. Bună ziua. Și vreau să-l salut și să-l întâmpin cu se cu tine, așa, că n-ai fost prezent la mine în studio. Nu, n-am fost deloc prezent și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Și da, sunt fost concurent de la Puterea Dragostei sezonul 2 și pe ocazia fratelui meu am venit să transmit și eu un mesaj în care voi transmite pe urmă. La final. La final. Sau mă rog, spre partea de final, fiindcă va fi un mesaj surpriză. Eu l-am auzit pe culoare înainte să intrăm, dar dumneavoastră îl veți afla pe parcursul emisiunii. Acum Sergio a venit să-l susțină pe unul dintre frații lui, fiindcă, Ovidiu, știu că sunteți trei. Suntem mai mult, da. O echipă mare. Suntem șase. Da? Șase cai frumoși, cum se spune. Șase frați? Da. Șase frați, între care patru băieți și două fete. Ia uite, familie numeroasă. Mersi frumos. Îmi place mie așa. Ovidiu, pe tine, oamenii te cunosc foarte mult de pe internet. Da. De pe adresele acestea nebune, de pe TikTok, acolo unde se fac TikTok, tot felul TikTok, în general, de... TikTok, acolo am contul provocări. Foarte mare, am aproape 130.000 de urmăritori și... Și acolo sunt acolo cu noi în spate și cred că te susțin foarte mult în lupta asta pe care o ai cu Ian Custerp. Ovidiu Neveu. Este fenomen pe TikTok. Ovidiu Neveu. How? Eu vreau să te întreb pe tine lucruri pe care cei de acasă nu le cunosc. Cine este bărbatul care i-a lansat această provocare lui Ian Custerp? Dacă cei de pe TikTok te cunosc, vreau să te cunoască toată lumea. Și vreau să te întreb pe tine, ești luptător profesionist? Nu. Sau ai început să te antrenezi în urmă cu ceva vreme și te-ai gândit că o astfel de gală te favorizează și te aduce așa în prim plan? După meciul cu Ricardo, care l-a avut, da, am făcut imediat propunerea asta lui Iancu să mă bat cu el, pentru că am considerat că nu o să aibă șanse în fața mea, cred că nici 99, nici 10% nu o să aibă șanse în fața mea. Da, ai zis că îi rup două coaste? Da. Da? Și o să mă țin de cuvânt. Iancule, ce e aici? În coaste ți intră astea. Ai grijă. Dar și Iancu este un tip extrem de puternic. Poate am văzut antrenamentul că susțineți, la acasă. Am văzut că îl susțineți foarte mult și sunteți de partea lui în filmul ăsta, nu? Eu sunt de partea sportului în filmul ăsta. Da. Este foarte adevărat. Am o relație mai apropiată cu familia Sterp, cu Ian, cu... Am avut foarte multe interviuri aici, el fiind în show-ul la care și Sergio a fost prezent. E normal să fie așa o legătură mai strânsă de prietenie. Da. L-am susținut, i-am purtat noroc data trecută înainte de meciul cu Ricardo, dar și Ricardo a fost prezent aici. Asta nu înseamnă că nu vreau să păstrez un echilibru,
și să fiu de partea oricărui om care face sport, inclusiv a ta. Ține și cu mine să, păi, să înțeleg. Bineînțeles. E ok atunci. Trebuie să fiu, eu trebuie să fiu neutră, da? Bun. La meci voi vedea eu la gală cu cine țin exact. Cel mai bun să câștige. Cel mai bun să câștige. De ce Iancu? Dar am și o curiozitate. La brațe, așa că a venit și el în emisiunea asta, cine credeți că e mai, stă mai bine pe brațe și pe fizic, mă refer în general, așa că dacă i-ați scanat ca, ca om? L-am văzut, a stat destul de bine așa pe, și Iancu pe braț. Am auzit că are subțirile cum am eu aici la încheietură. Nu e adevărat. Astea sunt numai din auzite. Păi și Stănică mi-a spus așa. Așa e, ia domnul Stănică, așa? A, bine, nu, de ce mult, e și Iancu fit, e un fenomen și Iancu. El, de ce este așa puțin supărat? Toată lumea pe TikTok, să zic că o mare parte ține cu Iancu. Și îți dai seama că toată lumea cam în atacă pe el. El momentan e necunoscut și cred că după meciul ăsta... E băiatul rău. Dacă face un meci cum trebuie, cu siguranță va scrie istoria. Acum să vedem că și Iancu e pregătit. Și Iancu e pregătit să scrie victorie, nu? Asta. Acum să vedem... El pleacă cu șansa a doua, în realitate. Dar atenție, din cauza că, scuză-mă că te întrerup puțin. Din cauza că el a câștigat prin knockout cu Ricardo, da, care nu e Ricardo pentru mine, nu știu, mai aproape de așa. E subțire rău ca om, așa, înțelegi? S-a dus în meciul ăla cu minile pe lângă corp. Iancu de cât a dat un pumn și atât, s-a terminat meciul, cam așa. Păi l-a obosit un pic, l-a alergat prin cușcă și la un moment dat l-a prins. Păi ne-a dat un croșeu ciobănească să facă ceva, că vorbesc cum vorbesc. În termenii lui, în da. În termenii mei. Ne-a dat un ciobănească, cu ciobănească el e cu... să dea sau să încerce, doar se ducea așa pe croșeu, făcea așa și niciun picior nu dădea. Despre ce păi vorbim? Nu putea... Ricardo nu e om de bătaie. O să, o să te vedem pe tine acolo. Eu mor cu el în ring despre... Vorbim despre lupte și astea, nu e așa, Stănic? Așa e. Va fi un meci interesant. El este un tip care a preferat decât să vină la televizor să antreneze mai mult. Adică ambiția lui e foarte, foarte mare să dovedească că el merită să fie pe locul 1. Și de asta zic, e un meci foarte interesant. Deci puțin... Sunt sigură. Cred că sunt singuri care au meciul foarte, foarte în serios. Este meciul serii până la urmă. Știu că acolo va fi interesul maxim. Am văzut că este glumeț, așa că o să-mi permit să-mi fac și eu, să fac și eu o glumă. Dacă tot a zis că țin cu Iancu și în, acest, în această dispută a lor, de-aia l-am rugat pe fratele lui să se așeze lângă mine, să am aici... Nu, că nu fac violență. Da, glumesc. Deci, am și spus că este o glumă. Dar eu întotdeauna mă bazez pe oamenii de la show de televiziune, acela din Istanbul. De la emoții, de la emoții. Da. Cine, eu te-am întrebat la început, pentru cei de acasă, cine ești tu? Pentru că oamenii nu te cunosc decât de pe TikTok, repet, de la provocările pe care le faci acolo. Și acum, în ultima vreme, de la această mediatizare a meciului cu Iancu. Vreau să-mi povestești mai multe despre tine. Am înțeles. Ai 5 frați, da? Unul este aici. De ce ai plecat în Elveția? De ce te-ai decis să pleci acolo? Am plecat în Elveția, în Elveția pentru o viață mai bună. Și cam atât. Muncesc acolo. Ce faci acolo? Muncesc pe camion. Așa. De-aia o să ai forță mare. Da. Dar adică nu mai ai roți de camion. Da, nu mai ai roțile de camion atât. De cât timp ai plecat acolo? Am 3 ani. 3 ani de zile, dar am locuit 15 ani în Italia. Dar de 3 ani sunt în Elveția acum. Locuiesc de 3 ani. De ce n-ai rămas în Italia? E mai bine... A fost eram o cu fost... familia mea, cu toți frații, cu maica mea, cu taica mea în Italia, dar acolo m-am dus cu afaceri ale mele și cu combinațiile mele. Așa, o să te rog să fii mai aproape de microfon, așa, să îmi spui mai cu tărie că ca te-ai Florin dus mai Salam, mult în... așa, gen. Ca Florin Salam, așa, e, să-mi dai câte o dedicație. Așa, ai plecat în Elveția. Nu prea îmi place să vorbesc despre viața mea particulară, așa, dar a fost... Este un... o fată atunci da, care da. Te susține foarte tare pe tine în, în o această perioadă. O fată în spatele filmului acestuia. Păi exact, în, lângă un bărbat puternic, este, întotdeauna este, o femeie este, și mai puternic. Este. Da? De acord. Ești de acord, de Sergio, da. Cine este persoana... Nu, vreau din... să rămână acolo. Tot secret?
secret. Nu vine la gală? Când voi ajunge gen McGregor, atunci o să... Frumos. O să iasă... O să publicuia o poză și o fotografie. Să zic că da. Dar ea este persoana care m-a susținut tot timpul. Ea și frații mei, gen. Cam asta. Dar nu este greu pentru o femeie să se uite la un, la un meci în care este implicat, implicat bărbatul pe care îl iubește? Se uită la antrenamentele tale? Este, dar dacă mie îmi place să mă lupt sau să merg în ring acolo, automat și ea trebuie să mă susțină și să-i placă și ei. Și să mă ajute să-mi împlinesc visul ăsta, să-i rup coastele lui Iancu. Da? Și o să-i le rup 100%. Zici tu? Măi, așa e. Sigur, dacă... Păi nu vă uitați la brațele astea. Cât timp te antrenezi? E cât capul lui domnul Stănică, nu vă uitați. El s-a mai antrenat și în Italia, cu în discoteci, pe străzi, cu albanești, cu diferiți oameni. Și da, și a fost și viral o filmare cu el când s-a bătut cu câteva persoane, patru, nu vreau să spun numărul, dar s-a bătut cu, da, s-a bătut acolo. De aici acolo. Se trage și numele NV-ul. De aici, da? Uite, completare șmecheră. Chiar voiam să întreb de unde vine numele. Asta e după TikTok și lumea, văzând filmulețul, i-a dat porecla asta, NV-ul. Pentru că i-a dat knockout dintr-un pumn. Am înțeles. Deci, până la urmă și strada e un bun antrenament câteodată. Prinde bine. Am văzut că și Iancu știe de subiectul ăsta cu pumnul ăsta. Ați vorbit tot aici. A venit și a vorbit despre... Păi că nu ar trebui ca adversarul să te cunoască? Păi asta zic și eu. Și eu îl cunosc. No? L-am studiat și eu meciul ăla care l-am văzut. Ăla nu e meci ce a făcut el. I-a arăt eu meci acum lui Iancu. Ce e meci adevărat. Păi poate și el se antrenează. A venit aici cu... Unul de noi trebuie să moară acolo, în ringul ăla. Cu antrenorului. Și spunea că este pregătit și că o să înceapă așa o etapă de pregătire mai accentuată. Tu cum te pregătești pentru meciul ăsta? Foarte intens. 2-3 ore le fac zilnic de antrenament cu antrenorul meu și îl salut. Salut, Safta. Mai stau câteva zile pe aici, pe la București și o să vin să mă pregătesc pentru 10 mai. Așa. De cum îl cheamă? Safta și mai cum? Safta și nu știu, doar atât știu. Este un antrenor român care trăiește și el în Elveția și da. Are o sală acolo. Campion, e campion. Tot așa și el, pe la Pro TV, pe la Canal D, la știri. La diferite emisiuni. Uite, data viitoare o să vii cu antrenorul tău înainte. Da, de... drag. Da? Și vă, acolo vă antrenați. De când te antrenezi? De când i-ai aruncat cumva mănușa lui Iancu? Să eu arunc? Nu, așa, așa e un termen de provocare, da. Da, da, de atunci, chiar din... De când mi-a acceptat. De pe live, o lună jumate, cam de o lună jumate mă antrenez. Dacă mi-a acceptat el, atunci mă antrenez pe genul ăsta de sport. Am înțeles. Dar de ce Iancu nu și altcineva? Ți s-a părut mai puternic el sau ți s-a părut că tot ce, ce a fost în jurul lui? Chiar este puternic, aici nimic de zis, vreau să fiu sincer, dar mi s-a părut că l-a bătut prea ușor pe Ricardo. Și un om să stea cu un om ca Ricardo, că nu e de bătaie, eu îl consider că Ricardo nu a fost om de bătaie, să stea 3 runde în picioare Ricardo în fața lui. Și de asta am vrut să fac. M-am simțit, voiam să mă duc și fără antrenament să mă bat cu el. Dar am zis să fiu sigur să rup coastele în el și cam atât. Eu cred că și Iancu se va pregăti destul de serios. L-am văzut un tip care e extrem de responsabil atunci când vine vorba despre antrenamente și se pregătește, normal, mai ales că toți ochii vor fi ațintiți pe voi. Repet, va fi cel mai important meci al serii. Păi eu invitația am făcut cât timp e de când s-a terminat meciul cu el și Ricardo, că nu mai țin minte. 6 luni, că am dat o jumătate de an, nu? Cam așa, da. De atunci am făcut eu invitația lui. Așa e, vreau să-i rup 2 coaste, îi las răni grave după meciul din cușcă. Eu sunt pregătit să lupt 3 reprize. Dacă îi dau un knockout... Dar știi ce a spus Iancu? Asta a fost declarația ta, da? Dar și Iancu ți-a dat un răspuns după acea declarație. A spus că pasărea mălai visează. El ce să zică acum? Eu știu că are emoții și când vorbește cu mine pe live are emoții. Și știe de frică.
era pe live cu antrenorul meu pe TikTok și întrebat-o cât vă antrenați, cât vă alea, voia numai surți. Mă antrenez 10 ore pe zi. Să te sparg. 10? Deci 10, cum le împarți? El interesa pe el chestia asta, că cât mă antrenez. Normal, e adversarul tău și pe mine. Păi dacă câteodată aș avea zice că sunt victimă, sigur că nu-l interesează, că nici nu se antrenează, câteodată se duce și întreabă pe stânga-dreapta cât mă antrenez. Nu se contrazice singur. Am mai zis pe la Măruță ce am mai zis pe acolo, multe chestii de-astea, care nu pot să le iau în seamă, că sunt mai matur ca el, el e mai copil. Ce a zis? Da, sau ce a zis aici de te-a deranjat? Uite, poftim. Ce a spus aici? Că am înțeles că ai văzut emisiunea. Spre exemplu, ce a zis dumneavoastră ultima dată? Că pasărea mă l-ai visează, nu? Da. Ceva de gen. Păi, acum nici el, indiferent și dacă ar avea un adversar foarte, foarte puternic în față, tot ar trebui să fie puternic și în declarații. Da. Ia spune-mi, Sergiu, cum se antrenează fratele tău? Sau cum vezi tu această dispută? O vezi de 3 reprize sau o vezi că se va încheia înainte de gongul final? Cum îl cunosc eu pe fratele meu, eu cred că în prima repriză se încheie meciul. Și fratele meu, el dă foarte bune rezultate în momentul de față, pentru că el avea 80 de kile, aveai? 87 și a ajuns la o greutate foarte mică ca să fie greutatea echilibrată. Așa e. Și a dat un rezultat foarte bun și asta îmi dă de înțeles că chiar își dorește din tot sufletul să câștigă meciul și nu prea văd bine pe Iancu, părerea mea. Nu spun că e fratele meu, dar am trăit niște momente cu el și am văzut ce îi poate capul. E nebun puțin, fratele meu. Pot să spun că are dungă roșie. În glumă așa, da. În glumă așa, da. Când e vorba de bătaie, nu dă înapoi, poate să fie rând. Așa e, dar îți trebuie și ambiție, îți trebuie și muncă, îți trebuie și tehnică. Te antrenezi și pe lucrurile astea de tehnică? Știi ce puncte slabe are adversarul tău? Asta nu pot să dau din casă, nu pot să vorbesc și vorbim după meci, o să mai vin dacă mă invitați. O să te invit și înainte de meci, uite, invitația este lansată. Punctele nu le mai vorbim slabe, atunci se văd. Coastele, asta e prima rundă și dacă încearcă să ridice, vorbim după meci, aici la emisiune. Eu nu pot decât să te ascult, nu mă pricep extraordinar de bine la acest sport, dar cred că va fi o luptă echilibrată. Din câte îl cunosc și pe Iancu, știu că este și el un foarte bun luptător și un om foarte, foarte serios atunci când vine vorba despre un meci de asemenea învergură. Va fi ceva foarte interesant acolo în ring, cred eu. El înseamnă că mă vede și pe mine serios, nu? Bineînțeles, orice adversar este serios, nu? Tot ce spui, Florin? Dintre l-ai toți, văzut antrenându-se zilele astea în București? Da. Nu, este unul dintre concurenții la această gală care arată cel mai serios această gală. E nefiind sportiv de performanță, el chiar a pus suflet și foarte Stănic. Multe hate-uri care primește pe TikTok, toată lumea ține cu Iancu. De aici și inversiunea asta care se anează foarte mult. A zis, eu nu vin la emisiuni că nu vreau să pierd antrenamentele. Asta. De asta zic, este un tip care va da în ring tot ce se poate și cu siguranță Iancu, dacă nu se pregătește, o să aibă un meci foarte, foarte greu. Eu îl văd ca meciul seria lor. Restul micilor sunt oameni care ei nu au avut contact niciodată cu luptele. Pur și simplu unii sunt foarte mult. Amândoi sunt exact, pe partea aceasta, niciunii nu au făcut sport de performanță în domeniul ăsta. Niciunul din gală, decât o singură fată care este Ana Maria Pan, care a făcut performanță, dar restul sunt oameni care sunt influenceri, sunt oameni cunoscuți, oameni care, unii dintre ei sunt vedete și automat ei nu au luat gala atât de mult în serios cum au luat o video neveu. Deși eu am vorbit cu el de foarte mult, eu nu l-am cunoscut personal. Și cu cine țineți? Cu cine țineți? Zic, băi, eu spun ce cred, eu nu pot să țin cu cineva anume în parte. Știu că țineți cu Iancu. Zic, nu de Iancu, zic, eu spun cum am văzut primul meci. El are un meci, vine cu meci câștigat, automat vine cu o victorie, da, este încrezător în el. Are un moral. Are un moral ridicat. Iancu, iar tu vin în postura de planul 2, cum ar fi pentru el. Faptul că a acceptat meciul cu tine, pentru tine este un mare avantaj și așa o este. Mare reclamă din punctul meu de vedere. Și dacă știi să o beneficiezi de ea, va avea mult succes în viața la cum îl văd de ambițios.
Adică a primit o șansă și cred că șansa asta îl joacă foarte bine. Adică e foarte serios, merge pe ea și merge până la capăt. De asta zic, Iancu e pregătit și el, de aia îi spun acum, nu spune că asta a fost, dar Iancu e pregătit și el, am văzut și pe el. L-a luat în serios, îl vede exact ce face și tocmai de aia Iancu e atent și el și pe filmările lui. Ei pe live acolo se urmăresc unul pe altul. Dar, da, se mai șicanează și pe acolo. Da, sunt aciți. Asta e adevărat, da. Dar se subiază unul pe altul. Vă șicanați, da? Normal. Așa. Nu putem să fim prieteni, nu? Bineînțeles. Doar că ce vreau să spun, se respectă foarte mult. Indiferent că ei se șicanează, ei se respectă foarte mult. Adică n-au avut... Sunt sportivi până la urmă. Nu se neapărat că sunt sportivi, au un caracter frumos. Chiar dacă lupta asta între ei doi, au ambițiile sunt mari, dar se respectă, n-au depășit un mare limita normă. Exact. Da. Eu apreciez faptul că Ovidiu a venit astăzi aici, mai ales că tu spuneai... mergeai pe ideea că mai repede face antrenamente decât să își piardă cumva din timpul lui pe la emisiune. Apreciez mult de tot lucrul ăsta și vreau să-l întreb dacă îl deranjează faptul că toată lumea ține cu Iancu sau... Câteodată, sincer, da, mă deranjează. Da, adică ce e în sufletul unui sportiv care vede dar, că numai celălalt este după cumva, meciul ăsta, toți fanii lui vor fi ai mei. Suntem aici și sunteți martori toți. După meciul ăsta, toți veți fi ai mei fanii lui. Ovidiu și Neveu. Asta este adevărat, Ovidiu Neveu. Dar eu consider că un fan, dacă te iubește, te iubește și dacă tu câștigi te și mai, dacă te mai iubește după ce ai fața mutilată, da, nu mai. Un om, eu așa Neveu. Văd lucrurile. El va fi omul bătut de Ovidiu Neveu. Uite-l pe ăla care l-a bătut Ovidiu Neveu. Nu va mai fi Iancu Sterp. Va fi doar Sterp și Ovidiu Neveu, atât. Dar dacă te va învinge, Iancu? Dacă mă învinge, mă duc, dau cum? Mai noroc, așa, ești cum mai te vei, și asta este, și așa, comporta. Eu mi-au hate acum, înțelegi? Mi-au hate, adică a, pierde, ești obișnuit. Da, nu mai, gata. Nu e nimic cu au, obișnuit cu pierde. Dar dacă e invers, el mai trebuie să iasă din casă. De ce? Păi e același om. Nu e, nu mai așa. El a zis că sunt victimă sigură, a făcut TikTok. Va fi o revanșă între voi, după. Oricum s-ar derula lucrurile? Va fi o revanșă? Eu dau de acum revanșă. Bine, o să-l întreb și pe el dacă ți-acordă revanșă. Chiar vreau să-l întrebați. O să-l întreb, de ce să mai vreau să facem un nu l-ați duc. Întrebat? Sau l-ați întrebat și... Nu l-am întrebat, am zis că înainte de gală va fi prezent aici, la fel cum sper să fie și Ovidiu. Da, și vom discuta concret atunci. Chiar o să-l întreb, pentru că într-un sport există, nu e niciodată un câștigător dinainte. Se poate întâmpla absolut orice. No. Tu te duci cu el să se antreneze, Sergio? Chiar acum mi-am propus să mă duc în Elveția să-l ajut la... Și mai e unul care a venit, scuze-mă moral. Frate-mi puțin de rog frumos, a mai venit unul aici plin de steroizi. Așa. Cum? Când a venit? Al Arteri? Nu știu despre ăla cine vorbesc. Ăla care se pensează mult, care Andy vorbesc Adetu? Ăștia de rangă cu el. Andy Adetu. Zice perfectul. Și vorbea de zmardoială cu fratele meu, 69 de kilograme și astea. Fiecare om are dreptul să solicite un adversar. Adică tu cum ai văzut meciul lui Iancu și ai considerat că lupta lui cu Ricardo nu a fost una egală și vrei să te lupți cu el în acest moment? Așa cred că și Andy Adetu avea nu, e altă arunca o provocare. E o legătură cu tine. Dacă Sergio, tot am deschis discuția mai devreme, vreau să spun ceva, îți transmit un mesaj pe ocazia asta și vreau să îi spun lui Andy Adetu, zis perfectul, dar perfect nu știu de ce. Aș vrea să-l provoc, să-l invit în cușcă, mai exact, pentru să-i dovedesc că eu sunt față de el un bărbat, un băiat și nu dau înapoi la o provocare, cum a făcut el să alerge după rangă și n-a mai găsit-o până la urmă. Asta este problema voastră de acolo, da, de la Istanbul nerezolvat. A venit în emisiunile la dumneavoastră aici și a spus că eu sunt slab, că am un fizic deformat și alea și... Dacă spune așa și, și urât. Își menține ce a spus despre mine de narcisism. Ar trebui să nu aibă probleme să-mi accepte provocarea și să ne vedem în ring. Și avem destul timp să ne antrenăm și să dovedim unul celălalt cine pe cine. Eu sunt de părere că nu contează neapărat chilele, contează ce inimă ai.
Și antrenamentul și tot. Asta, bineînțeles, asta o să mă antrenez în greu, fiindcă el e mult mai mare ca mine, dar nu mi-e frică de el, nu mi-a fost frică nici în Istanbul când am făcut ce am făcut, nu mi-a fost frică de 3 persoane, dar să-mi fie frică doar de el. Și dacă el își menține părerea față de mine că sunt un slăbănoc și un deformat, ar trebui să nu aibă probleme cu mine în cușcă. Cam asta e provocarea mea. Uite, Sergio a lansat o provocare către tine, Andy. Te aștept și pe tine. Să iei rangă. Să vedem ce o să spui. Să slăbească și el, dacă e să facă în cușcă. Nu am o problemă la 85 prea mare. De kilograme și să alea. Să contează, Florin, kilogramele atunci când te lupți? Adică, bine, cineva de 50 de kilograme nu poate să se lupte cu unul de 100. Nu, vorbim de profesioniști. Nu e cazul de față. Vorbim între de profesioniști, acolo contează și un kilogram în plus. Acolo sunt kilogramele la punctaje, că 60 de kilograme, 60 de kilograme. Vorbim de profesionism acolo. Vorbim de amatori, vă dați seama că aici, dacă vă uitați la ei amândoi, ei au foarte multă adrenalină și, da. în general cei, e o statistică făcută și nu neapărat un forum olimpic, că cei mai mici de înălțime sunt mult mai agresivi decât cei mari, fiindcă au mai multă adrenalină în ei, au mai multe testosteron în ei, fiind foarte mari, aceia consumă mai mult. Ei, fiind foarte mici, consumă mai puțin și de asta au și nervul foarte mult în el și au și mai ageri, așa, da. Ei sunt foarte ageri și foarte, atenție, dacă vă uitați la ei, sunt foarte pregătiți, că și structura lor fizică îi ajută foarte mult, de asta zic că va fi... Dar nu este, între, de exemplu, în cazul de față între Sergio și Andy, nu este o diferență atât de mare de greutate din... Câte l-am cam văzut, kilograme, l-am văzut și pe el. Dar nu prea contează kilograme și le vreau să dovedesc că la înălțime sunt pe acolo, așa că ar fi o luptă interesantă. Când va fi gala următoare? Posibil peste 2-3 luni, acum să vedem exact cum este această gală. Este o gală pilotă, în primul rând. Este o gală în care n-au intrat niciun sportiv de performanță decât Ana Maria Pan, care știți că a fost în emisiune și da. Este chiar inimoasă. În rest, această gală a fost creată de oameni influenceri să vedem exact și impactul publicului. Da, cum, așa, cum e interesul. Interes. Și Iancu avea o problemă nerezolvată cu Ricardo. De aceea s-au întâlnit în ring. Tu cu Andy aveți și voi aceleași probleme, da. De la Istanbul. Așa pare, n-ați după 2 ani. Pare că a rămas. Acești 2 ani? Poftim? N-ați vorbit deloc în acești 2 ani? Măcar nu, n-am vorbit. N-am ce să vorbesc. Nu mai fie atât de multe probleme între voi. N-am știi ce când să... te întorci în țară? Nu, dacă dau ochii cu el, chit că e în ring, chit că e afară, nu putem să... Sperăm să nu ne întâlnim pe aici. N-aș putea să mă uit la el, nu. Deci nu pot să vă invit pe amândoi în aceeași emisiune, că ghinionul va fi disputa pe aici. Ghinionul lor, bucuria noastră, adică nu știu cum să o luăm. Bucuria organizatorilor. Și audiențelor care se uită la aici, că vom face audiență. Deci eu zic că asta ar fi frumos să fie într-un cerc organizat, fiindcă cu siguranță păsada nu cred că s-ar bate, dar... E organizat oarecum. E mult mai bine. Organizat, de ce te-ai supărat atât de tare? De la ce a pornit supărarea voastră atunci? Ok, știm de la, că la un moment dat tu ai spus lucrurilor pe nume în fața staff-ului și ai dat niște înregistrări, dar au pornit ele de undeva? Înregistrările au pornit de la faptul că ei se uniseră, cei trei mușchetari, dar erau mușchetari cu siringi, s-au unit și oarecum vreau să mă pună pe mine într-o postură urâtă și eu am aplicat metoda românească, fă-te frate cu dracu, să treci lacul. Și am făcut treaba asta și între timp le-am arătat care e fața lor, că nu puteam să mă pun cu ei nici să vorbesc tare sau să mă dau la ei, pentru că erau trei matahale și n-am. Știu despre cine te vorba, și da? Când am făcut gestul ăsta și am postat registrările, mi-am asumat și am zis, bă, dacă se întâmplă ceva, orice s-ar întâmpla, sunt trei, eu sunt singur, nu e problemă. Mi-o iau, nu mi-o iau, merg înainte cu viața, că na, asta e. E un act de curaj. Și da, asta. Și vreau să-i dovedesc că nu stă treaba în chile și cât ești de slab sau cât ești de strâmb. Vreau să-i arăt că am suflet și am băiețeală în mine față de el, că el a fugit după rangă și nu s-a mai întors. Bă, bune, aia e. Vreau să-i arăt că nu e așa băiețeală. Și sper să nu mă dezamăgească atâta. Adică și de data asta, nu vreau să aud scuze. Nu vrei să aud scuze, vreți să vă întâlniți în cușcă. Bun, ai auzit, acolo Andy, aici la mine în emisiune s-a lansat această provocare. Sergio vrea să lupte alături de tine acolo, în fața oamenilor. Vom vedea, să vedem ce spune și Andy, revenind la Ovidiu și la meciul pe care îl va avea. În afară de vor veni toți frații tăi, toată familia la gală? Voi fi susținut. Ia, ce galerie ai tu? Din ce e formată?
cine e acolo? Frați, verișori, asta... părinții, antrenorul, da? În primul rând antrenorul, care e foarte important, safta să vină la meci cu mine, frații. Primordial. Eu spun așa, pentru că Iancu data trecută a fost ajutat atât de antrenorul lui Robert Mund, cât și de Culiță Sterp, care a stat acolo. Am auzit ceva despre o chestie, că a zis că vezi că ai sânge la nas lui Ricardo. Eu dacă văd sânge, nu sunt Ricardo, voi fi, sunt și Zodia Taur. Așa? Cred că... Pe ce dată ești născut? Data totul completă? Nu, ce, în ce zi ești născut? 3 mai. Pe 3 mai. Foarte bine, ești o zodie foarte bună, Zodia Taur, și foarte perseverent, așa. Eu sunt în acea zodie, de aceea voiam să te întreb pe ce dată ești născut. Tu ce, pe ce dată ești? Eu sunt pe 24 aprilie. Ai? Nu, eu sunt în aprilie, da. În aprilie sunt de Paște. Dacă 25 mai erai aproape de mine. Ia uzi, tot în aprilie ești născut? Mai, mai, 25 mai. 25 asta mai. Ar veni gemeni. Da, știu, gemenii... Cea mai de încredere, zodia, așa se spune. Da? Nu, glumesc. Așa, eu cunosc foarte multe persoane din gemeni, chiar am și în familie gemeni, am o părere foarte bună despre reprezentanții acestui semn zodiacal. Dar tine, Florin, nu mai ții minte ce Capricorn, 11 noaptea. Aia ești, tot acolo, în zonele astea. Cu coarne. Și ce spuneai de Culiță? Sunt interesat de Iancu, ce zodie, că sunteți prieteni. Am este înțeles. Scorpion. Scorpion, bun. Da, deci merge, e puternic și el. Da, dar n-am negat niciodată lucrul ăsta. Faptul că Iancu este unul din invitații mei preferați de aici, din studio. Și nu numai el, și mama Geta, și Culiță, și Geta, sora lui, și cealaltă. Sunt niște oameni deosebiți. Eu am avut și am o relație specială cu toată lumea. Săptămâna trecută a fost ziua mamei Geta, a fost așa ceva foarte frumos. Voiam să zic și eu mama ceva. Mama Geta este mai puternică decât Iancu, ce zici? În afară de faptul că mă bat cu Iancu în cușcă, nu am nimic personal cu familia lui, cu el sau ceva. În viața de zi cu zi chiar vreau să ne respectăm, să vorbim frumos. Doar în meci e dușmanul meu și atât. Cam asta văd. Asta mi se pare un lucru foarte bun și mă bucur că ai specificat ca să nu lucrurile înțeleagă greșit. Bineînțeles, în ring sunteți adversari. Dincolo puteți să vă dați mâna și să vă întâlniți și la club. Ei au și meciuri pe TikTok care le fac, adică credem că acolo îi duc meciurile la extrem până ajung în ring. Ei deja se tatonează. Este așa. Un lucru bun cine pentru cine a câștigat ei până acum? Nu, no, el, nu, numai el câștigă pe TikTok. Stă rău cu fanii. Are 1 milion de urmăritori față de mine, 120.000 sau 130.000 cât am eu, e normal să câștige. Și plus că mama Geta are fanii ei, Culița are păi este fanii o femeie lui foarte interesantă și foarte veselă și foarte carismatică. Getuța, de aici e, vin... O simpatizez pe Getuța foarte mult, o fată serios? Frumoasă. Da, și puternică Getuța. Mi-aș dori și eu... Uite, poți să o cunoști la gală. Că voiam să zic sigur soră, nu iubită. Păi am înțeles, nu, dar o să o cunoști la gală pe Getuța, o să fie puternică acolo lângă Iancu. Am făcut niște chestii de-astea pe TikTok, am zis că îmi place de ea și îi transmit mulți pupici lui Getuța. Ia uzi măi, Getuța, vezi că sunt și lucruri bune aici în studio, merită Getuța. Dacă nu ar fi puternică să aibă iubit sau eu așa invers, cred că ne-am potrivit. Eu cu Getuța. Cred. Ce ziceți? Cred că v-ați potrivi. Nu știu, Geta mi se pare o femeie foarte puternică. Am văzut că și ea are foarte niște, puternică, stă da, stă foarte bine pe munca, în ceea ce privește pare în cuia. Și este o fată foarte muncitoare, de fapt, ca întreaga familie. De acolo le vine și forța, să știi. Câteodată când de la brânză muncești. De la brânză, tă, păi, are o brânză mama Geta extraordinară. Și uite, aia îl face puternic pe Iancu. Te duci la hațe? M-aș duce să fac o poză cu Getuța, jur. E frumoasă Getuța și Ileana, dar Getuța are așa un farmec. Are o familie frumoasă, într-adevăr, Iancu. Da. Înainte era mai frumoasă, acum s-a cam îngrășat Getuța, că o urmăresc pe TikTok. O urmărești pe TikTok? Da. Dar cu ea nu ai meciuri? Cum? Cu ea nu faci meciuri? Ce meciuri? TikTok. Nu, că are iubit, poate e gelos și asta.
Am înțeles. Eu recunosc faptul că nu pot să întreb foarte multe lucruri legate de TikTok, că nu mă pricep foarte bine, însă avem o emisiune aici prezentată de Ștefan și de Sorin. Ei sunt ași în lumea asta a TikTok-ului. Chiar cu colegii mei ai avut partide din asta pe TikTok? Cu care? Ștefan Cioculescu sau cu Sorin Pușcașu? Nu, nu. Și ei sunt tot de partea lui Iancu, ce să vezi în competiția asta? Sunt mulți de partea lui Iancu. Cei care sunt în top pe TikTok sunt foarte uniți, adică toți e un grup acolo care sunt ei cam în top și sunt foarte uniți, au un grup. De asta el este foarte un pic necăjit așa și toată lumea dă în el. Câștigă Iancu, câștigă Iancu și zis mai ca un animal care tot îl hărțuiești și vrea să-ți arate că nu e chiar așa. Deci cu siguranță va face un match și... Cred că cel mai frumos dar lucrul ăsta poate să fie și motivațional, știi? E foarte să motivat, deci eu îl văd acum, deci l-am ascultat pe TikTok și zic, hai, băiatul rău. E realitatea la fel, deci n-are nicio, cum e acolo și aici, deci el e 100% autentic. Eu nu joc teatru, treabă. Alții mai modifică și videourile să pară mai mari pe TikTok și alea. Am văzut eu că fac Photoshop și alea pe Instagram și te știi tu, ăsta care haules cu coastele. Am înțeles. Înțelegi? Nu ești în realitate așa. Iancu nu mai era în competiție atunci. Nu mai era atunci, când am fost eu prezent. Cred că se povesteau multe lucruri în casă despre el și cred că numai lucruri bune. Da, și bune și rele, normal. Erau pro și contra și da, se discutau, normal. Când nu mai ești acolo prezent, discutăm despre... Așa e, în lipsă se discutăm mai mult. Mai bârfim, normal, mai bârfim. Așa e. Discuția era mai principală, era Jador, că... cu discuții și cu ce mai făcea el cu Simina și cu... Mă rog. Așa, a, discuția să... principală, da. Subiectul principal. Da, normal. Da. Cu Jador, poate o să vină și el. Cine știe, ce, cine știe la gală? Nu, este un apropiat și el de culiță. Ce da, discuții ai avut cu Jador? Subțire, nu e... De ce te-ai certat? L-ai provocat și pe el? Nu, ne-am certat. Mi-a pus numărul de telefon pe Instagram la story, eu l-am mai pus aproape, pe lui. Așa. Așa? Da? Da, asta de vreau ce? Să zic. De ce? Mai ții minte de ce? Nu știu, eu nu știu. Trebuie să porniți de la de la Milano a venit odată la o cântare. La un botez și... Era tata Naș și era acolo. Era una dintre primele ori care cânta. El cânta live. Gen, da. Și nu știu cum a pornit situația de acolo și oricum nu prea avem noi ce de împărțit cu el. Da. E un băiat ok. Nu, am zis un băiat așa ok, dar s-a mai întâmplat. Dar n-a fost ceartă, a fost doar că mi-a pus numărul de telefon acolo la story. De fapt, Instagram, da. Să-l găsească tot. Fetele, uite, mai bine. Da, și comic și el, sunt în vamă, am nevoie de ajutor, îți dai seama ce mesaje a primit. Și am zis și eu am pus, ăsta e numărul lui Jador, oare să fie numărul lui Jador și cam atât s-a terminat aici. Da, s-a terminat, a fost așa o glumă. Nevinovată. Yeah. Am să te întreb pe tine, Sergio, de cât timp stați în Italia? La ce vârstă ați plecat poate voi observat toți? Că nu prea vorbesc așa corect limba română și asta e datorită pentru faptului că stau în Italia de la vârsta de 4 ani, când aveam 4 anișori. Vorbești foarte bine românești. Vorbesc acum, că am stat în România. Am stat în România aproape 2 ani și stând în mijlocul oamenilor care așa. Vorbesc limba română mult mai bine și m-au corectat în același timp și asta m-a ajutat foarte mult să mă exprim bine în limba română. Și eu am crescut acolo mai mult în Italia, Italia, da, și în România. Oraș? Parma. În Parma. Da, Parma. Și noi când veneam în România, veneam o dată la un an, doi ani în vacanță și stăteam maxim 2 săptămâni și plecam. De ce au plecat părinții tăi în Italia? Pentru un viitor mai bun pentru noi și chiar le mulțumesc pe calea asta la părinții mei că m-au dus acolo, că mi-au prins ei foarte ce bine. Fac acolo? Tata lucrează pe camion. Uite, și... e tradiție de familie, da. Așa? Eu l-am copiat pe tata. Și l-am mama lucrează, are grijă de o femeie în vârstă. Badant. Am înțeles. Da. Și ceilalți frați ai voștri? Fratele meu, Pavarotti, soția lui Icardi. Așa. Mauro Icardi. E în familie acolo cu ei. Da. Cei cu Mauro Icardi? E soția lui Mauro Icardi. Ah, da, da, seamănă face cu poze, el așa dă, de bine? Da, da, poze, face autografe în locul lui.
Da, gen, cred că e un lucru bun să semeni cu cineva, mai ales cu un fotbalist atât de mare. Așa de mult că copiii lui Mauro Icardi nu fac diferența când îl vede pe el, pe fratele meu și pe Mauro Icardi. Adică da? Nu e diferența are între și o iubită la fel de frumoasă? Da, soția lui Icardi? Wanda Nara. E sponsorul lui. Da. Lui Mauro Icardi, adică așa. E și frumoasă și impresarul, da. Și deșteaptă. Da. Și celălalt frate este însurat. Un fenomen la care mă pricep foarte mult la fotbal. Mai am un frate care e însurat și are familie, mai serios, el mai nu are treabă cu emisiunile și nu prea vrea să afirme. Eu mă ocup cu modelingul la Milano și Firenze și acum fratele meu vrea să aibă o carieră în MMA. Ia uzi. Luptător. Dar nu, dacă îl provoci pe Andy, nu crezi că n-ar fi ok pentru un tip care e model, cum ești tu, ba da, o luptă gândit, de genul ăsta? M-am gândit la asta, posibil să mă șifonez puțin, dar ca să-i dovedesc mie și la persoanele care mă critică, poate că fetiță, că mă rog... Iisus. Cu... Așa, dacă ți vreau se spune că dovedesc... semeni cu Iisus, dacă ai părul mai lung. Așa. E ceva frumos să fie Iisus lângă tine sau ceva, nu? Eu nu cred că e o jignire chestia asta. Poartă noroc. O să fie numai bine, adică și tu... Vreau să dovedesc să principalul lui Andy, că sunt băiat și nu dau înapoi și nu mi-e frică de el și vreau să-i arăt că nu contează ce greutate și cum mergi pe drum sau... că e strâm și... După 2 ani de zile nu, vine contează. Și vorbește despre chestia asta că frate meu, deci nu l-a uitat nici acum, după 2 ani de zile. Mai e un video acolo, sunt pasiuni multe în show-ul ăsta, chiar au fost... Da, îl fost... înțeleg și eu că toată lumea îl știe mai de rangă, Roxana că a fugit la după rangă. Mijloc, mai erau multe lucruri pe acolo. Acum toată lumea îl știe de rangă, numai că a fugit după rangă și așa o să-i rămână. Să după ce îi dădai de la frate meu, o să te știe de... Măi, să vedem și acolo... Că știi cum, și vorba e bună și vorba, dar și fapta. Da, acolo. Normal, dar facem fapte, vrem să facem fapte. Să noi. Fiți în mărin. Știu că ți se spunea mai mult că semen Aquaman cu Iisus. Dar nu e un lucru, și, să știi că nu e un lucru rău și deloc. Și Turcia absolut. Și mai multe personaje mă aseamănă, dar pe mine nu mă deranjează. N-ai avea de ce. Nu, chiar de nu. Chiar deloc. De moment ce pot să-mi câștig pâinea de zi cu zi pe cum arăt pe imaginea mea, de ce să mă afecteze? Doar în România se întâmplă asta cu critica asta, cu hate-ul. Cu hate-ul, că în țările externe nu. Da, nimeni nu interesează treabă. Nici cum apar pe stradă, din, mai ales da, în Italia. România e bun acolo. Și hate-ul în ziua de azi. E bun. Toate lucrurile sunt bune, dar nu, în cazul lui, uite, l-am văzut în realitate pentru prima dată, am și spus că nu a fost în emisiunea mea cea în care vorbeam despre show-ul din Turcia. Te aștept să vorbim și despre asta, Sergio, cu drag, o altă ocazie. O să luăm la detalii. Puricat tot ce ai făcut și tu acolo. Normal. Vorbim despre fete mai mult și despre lucruri mai știu interesante din cu mare drag, o să vorbim. Competiție. Acum ai venit să-l susții pe fratele tău și ai lansat acea provocare și pentru Andy. Vreau la final de emisiune, de prima întâlnire așa a noastră aici în studio, să te uiți în cameră, da, în camera aceea și să-i transmiți un mesaj lui Iancu, așa cum l-am rugat și pe el să-ți transmită ție un mesaj la vremea respectivă. Deci pot să fiu cum sunt eu. Așa cum ești tu, dar așa cu perdea. Iancu Sterp, dreapta asta îți va rupe 3 coaste acum, nu 2. Uite-te bine pe ea. Te aștept în cușcă. Cam atât. E scurt și la obiect. Prea o să vede. Puține prea cuvinte. Multă vorbă că nu e bine. Așa e. Te duci acum la sau vorbi prea mult. Frate meu n-a vrut să vin aici să fac nu îmi place să pozeze și nu prea are răbdare el. El vorbe puține și foarte multe. Când am venit într-un mă bucur. Show televizat sau cum e aici. Nu? Mă bucur foarte mult. Ce mai vreau a fost cu el de comunicat să vină în țară, ne-am rugat, el a spus vreau să mă antrenez. Cât zile pierd cu voi acolo? Stau două, să ajung, două până emisiuni, am pierdut o săptămână. Așa. Nu vreau.
Știu că mâine va pleca, din câte înțeleg, în Elveția. Eu îți urez succes. Mulțumesc frumos. Cel mai bun să câștige, oricum, în această competiție. Mi se pare cel mai corect. Te aștept și înainte de gala aici, chiar dacă nu particip la aceste emisiuni. Vin și dacă e o bătaie, vă promit că vin. Bun. Deci, de două ori tot o să ne vedem aici în studio. Îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai venit aici. Îți urez mult succes. Îți urez și ție mult succes acolo în Italia cu modelingul. Te aștept și la alt gen de emisiune în care vom aborda alte subiecte. Ok, cu drag. Îți mulțumesc și ție, Florin, că ai venit astăzi aici. Te mai aștept cu alți concurenți de acolo din competiție. Drag, avem multe surprize în gala asta. Cei mai înverșunați sunt cei doi, dar mai avem și alte surprize cu categorii diferite foarte mari, kilograme. O să vedeți cu Gianni Chiriță, cu Gianni Andy, Chiriță, cu Andy, Constantin. O să vedeți Palin de pe TikTok, care este pentru cei mai favoriți cu Ferraru, care și au niște adversari. El are Palin în Bucșu, care e un dansator. El are o diferență mare de kilograme, unul are 124 kilograme, unul are undeva la 80 ceva de kilograme. Adică va fi o gală interesantă tare, fiindcă sunt oameni care vin din alte meserii și alte lucruri ca să lupte în cușcă, deci va fi ceva interesant. Provocări pentru provocări avem foarte multe, deci cred că gala s-ar fi avut cel puțin încă 10 meciuri, dar nu s-a putut și așa că deja a doua gală cred că deja pregătită, mai ales că mai avem aici un meci. Eu vreau să mă bag acum în... Cu siguranță Ovidiu va mai provoca pe cineva de acolo dacă va câștiga și va fi deranj. Vom vedea. Eu îți mulțumesc că toți cei care vor fi în gala aceasta vor participa și aici la noi în emisiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați transmis dumneavoastră astăzi și pe adresa noastră de YouTube Wow News, vreau să comentați. Iar data viitoare, când Ovidiu va veni aici, să-i citesc și din mesajele dumneavoastră de pe internet. Vă mulțumesc acum mult pentru asta. Acum nu am fan. Poate după această emisiune vei avea. I hate, maxim. Nu contează, important este că existi. Uneori oamenii schimbă părerea despre tine atunci când te văd la treabă sau... Trebuie să mai vii și pe aici ca să te faci cunoscut și să te faci descoperit și... Na, trebuie să le spui persoana Cine ești tu, Ovidiu Neveu? Noi am observat astăzi și am aflat câte ceva despre tine și despre familia am ta. Am și eu puțini susținători și îi pup cu ocazia asta și vă mulțumesc că mă susțineți în meciul ăsta. Ai mei susținători, puțin cât sunteți. Așa să fie, să-i salutăm și pe susținătorii tăi și pe oamenii de acasă. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Ne vedem curând. La revedere!